Sanitare române îndeplinesc pe front o neîntreruptă operă samaritană. De la posturile de prim ajutor, răniții sunt transportați pe aerodromul de campanie din dosul frontului, unde sunt așteptați de micile avioane sanitare care îi vor transporta spre spitalele din țară. În acest domeniu, femeia română stă cu întreg sufletul la datorie, dându-și cu prisosință contribuția ei de război, care o cinstește și îi asigură recunoștința patriei. Singura România a avut femei în zboruri cu caracter de salvator, cu caracter de cum să spun, umanitar. Da. Și nu am ce să mai spun. Ce să spun? N-am ce să mai spun aici. Nici nu pot. Da, nu am ce să. La 91 de ani, Mariana Drăgescu mai are multe de spus. Suntem siguri. Pentru că este unica femeie din România care a făcut războiul mondial de la un capăt la altul. Sfidând pericole imense, Mariana Drăgescu, împreună cu colegele ei din Escadrila Albă, a salvat peste 1500 de militari grav răniți. Este uimitor cum după atâtea drame pe care le-a trăit pe front, după atâtea orori trăite în războiul de după război, doamna Mariana Drăgescu a rămas de o modestie și o puritate impecabile. Și a rămas astfel pentru că așa a fost mereu, de la primii pași făcuți pe un aeroport, atunci de mult, într-o Românie, pe care doar memoria peliculei ne-a păstrat-o și ne-o poate reda. Bucureștiul anilor 30, un oraș în care se putea lua pulsul Parisului, al Romei sau al Berlinului. O metropolă europeană prin arhitectură și cultură, dar și prin căile de acces spre reușită și împlinire socială. O locuință decentă, o limuzină elegantă nu erau deloc utopii. Chiar și în avion personal puteai să-ți procuri dacă ți-l doreai cu ardoare. Și bineînțeles, dacă știai să-l zbori, cum spun piloții. Iar știința și arta zborului se deprindeau în școlile de pilotaj, deloc puține în epocă.
Povestea de vis, povestea de viață a Marianei Dărgescu, începe într-o asemenea școală unde în anul 1935 obține brevetul de pilot. În timpul antrenamentelor o cunoaște și se împrietenește cu prințesa Marina Știrbei, aviatoare celebră, aflată la conducerea Crucii Roșii Române. În continuare, practică zborul de performanță în compania unor aviatoare de mare clasă, multe dintre ele provenite din elita capitalei. Pe acest nucleu se va întemeia escadrila albă. Meritul înființării ei aparține prințesei Marina Știrbei. Relațiile Martei Bibescu au obținut hotărârea subsecretarului de stat al aerului la data de 25 iunie 1940. De atunci au trecut peste 60 de ani. Dar în sufletul Marianei Drăgescu, amintirea colegelor ei este la fel de vie. Nadia Rousseau, care era cea mai în vârstă dintre noi, era o camaradă admirabilă. Ea, mai ales pe mine, ea simțea nevoia să mă ocrotească. Dacă eram în cort și era frig, ea avea grijă eu să fiu mai bine învelită și să nu mi se întâmple ceva, să răcesc. Avea grija unei surori mai mari. Virgilia Thomas era mai, puțin mai dură, așa. Era o femeie trecută prin multe în viața ei și cauza asta, dar era totuși o foarte bună camaradă. Stella, care a venit ulterior, era o tânără foarte plăcută, cu multă dragoste de zbor. Ulterior, pe avioanele escadrilei albe, au mai zburat Virginia Duțescu, Smaranda Brăiescu, Victoria Pocol, Maria Nicolae și Eliza Vulcu. Aceste tinere doamne erau pregătite pentru orice zbor, dar nu și pentru cele ce vor urma. Trupele terestre române, luptând cu bravură de legendă contra unui inamic numeros și bine apărat, înaintează pas cu pas, strângând, ca într-un clește de foc, apărarea disperată a Odesei. În campania Odesei mi s-a întâmplat o mică întâmplare, așa ca să zic. Am îmbarcat un rănit grav, a fost îmbarcat de sanitari și urma să se urce un rănit mai ușor care putea să umble. Înainte de asta, el s-a uitat, a întrebat, dar cine mână avionul? Și i s-a spus cine. Și el a refuzat și nu a vrut în ruptul capului să se urce în avion. I s-a spus că dacă nu se urcă, n-ajunge mai repede la spital și de acolo poate că în concediu acasă. Asta l-a convins, și contra voinții lui, s-a urcat în avion. După ce am aterizat, a venit la mine și mi-a luat mâna și mi-a sărutat. Bravele trupe ale armatei noastre de uscat intră în centrul orașului. Edificiul cel mai important, blestemata stea bolșevică, este înlocuită cu falnicul tricolor românesc. Lauri și recunoștință pentru faptele lor. Dar războiul nu se terminase. Începea o altă etapă a lui. Însă, efectul neașteptat a fost când ne-am întâlnit pe front cu soldații, cu trupa.
A fost un caz când Nadia Rousseau a plecat și trebuia să se ducă să se ridice un rănit în marginea unei pădurici. Și de acolo a ieșit la un moment dat un soldat, când ea tocmai se apropia de pădure, era într-o salopetă albă, și soldatul când a ieșit afară s-a speriat, a strigat: o femeie, o femeie adevărată! Dumnezeule, de când n-am auzit glas românesc de femeie? Pe coastele însorite ale Crimeei, artileria română deslănțuie puternice trageri de pregătire. Toate trei aveam, cum să spun, probleme cu ei, că la mulți le venea rău în avion, nu suportau. Cei care erau aproape inconștienți, aceia nu se pune cazul, dar ceilalți le venea rău și regulat vomitau pe noi. Unii, cel din spate, rănitul din spate, ne vomita în ceafă, cel de jos pe picioare. Mi-aduc aminte că un biet rănit n-a vrut să vomite și a scos bocancul și a vomitat în bocanc. Ne era milă de ei. Și când eram la Plodovitoie, în cortul nostru, erau trei paturi din ăsta de campanie, cu saltele de paie, cu pe jos pământ. Aveau însă era mobilat cortul și cu pureci, niște pureci mari de stepă, șoareci, pureci și muște. Când ne-a adus mâncare din sat, era niște ciorbă. A fost imposibil să mănânc ciorba. În momentul când luam să duc lingura la gură, milioane de muște veneau să necau în ciorbă, ne intra prin gură. Cred că am mâncat câteva muște fără să vreau. În toate sectoarele frontului de răsărit, inamicul plătește cu pierderi grele atacurile sale împotriva eroicilor apărători ai Europei. Sunt ocupate noi poziții. Inamicul care înaintează este respins cu pierderi sângeroase. Am ajuns în dreptul, am trecut Nistru, am ajuns în zona asta de sud a Ucrainei, acolo mi s-a spus că lângă un șanț anticar, și cam la 2 km de șanțul ăsta, există un spital improvizat de prim ajutor, adică o baracă unde erau trei medici militari care operau zi și noapte răniții care îi aduceau sanitarii din zona de luptă. Unul din doctori m-a luat de mână și am mers printre răniții aceștia. Unii erau morți deja, unii erau aproape morți și cei care erau mai lucizi cereau apă, apă, apă și ne apucau de picior și de salopetă și străgeam să le dăm apă. Și în sfârșit, când decolam și eram în aer, atunci mă simțeam în siguranță. De pe pământ nu mai aveam siguranță. Eliberată de orice amenințare, capitala trăiește clipe de adevărată sărbătoare. Bărbați și femei, copii și bătrâni își strigă în libertate bucuria și încrederea în viața nouă care începe. Deasupra capitalei în sărbătoare, drapelele Națiunilor Unite pâlpâie biruitoare alături de cel românesc, întruchipând frăția de arme și de cuget a României cu marile popoare, a Rusiei Sovietice, a Statelor Unite și Marii Britanii. Din Slovacia, acum, trecând două cote împădurite, așa, intra în Valea Moravei. Am intrat în Valea Moravei, am trecut deasupra mauzoleului de la Austerlitz. Așa, și am coborât jos, așa, și
Eram impresionat, aveam o viziune de istorie, așa cum. Când am intrat în Austria, prima imagine care am văzut-o erau câteva căruțe încărcate de ruși cu diferite piese de mobilă, obiecte celoase unde trecuseră, dar la căruțe erau înhămați prizonieri germani cu hamuri și cu astea, ca niște animale. Și cel care conducea căruța era pe jos, cu biciu, astea. Și atunci mi-am adus aminte că eram copilul pe primul război mondial, am văzut mai târziu într-o revistă Illustration, când general Pétain, după victoria de la Verdun, era pe front, a trecut în revistă niște prizonieri germani. În momentul când au trecut prizonierii germani, generalul s-a întors, a luat poziție de drept, a pus mâna la capelă și le-a dat onorul și le-a salutat. Și a spus soldații și ei, și-au făcut datorie, au fost soldați, nu trebuie să fie umiliți. Dar ce-am pățit când am intrat în Viena? În Viena îi aștepta populația pe englezi și pe americani și pe francezi. Când noi ne-am oprit și am scos alimentele să mâncăm, ne-am trezit înconjurat de populații care întindeau mâinile și cerșeau o bucată de pâine. Pe jos ploase, mi-a scăpat o bucată de pâine pe jos, au luat-o de pe jos. Erau oameni bine îmbrăcați. Și când ne-am oferit, am luat atunci ofensiva asta, am luat bucăți de pâine, am pus carne friptă și am început să împart la toți. Era un domn care ne spunea, thank you, thank you, vorbeam englezește. Și la un moment dat m-am depărtat de loc și am făcut câțiva pași așa să văd ce e împrejur. Și trecătorii care ne înconjuraseră și mulți mă opreau și mă întrebau, vedeau uniform englez, francez, nu. Rumeni și români. Și ce îmi spune unul trecător? Români, e bine, sunteți primele figuri simpatice care le vedem. La întoarcerea spre țară, în toate orașele și satele Cehoslovaciei, trupele române au fost ținta unor entuziaste manifestații din partea populației. M-a menținut încă aviația civilă pentru că a venit ajutorul suedez, că au fost, tifosul exantematic, a fost seceta din Moldova și atunci Ministerul Sănătății a avut nevoie de două avioane Fisler, unul aveau și cu un pilot și pe al doilea Ministerul Sănătății mi-a trimis, o am și acum hârtia, semnată de Florica Bagdasar, unde am fost concentrată să merg cu acest avion Fisler și să duc ajutoare în Moldova. În fiecare zi ne duceam la Iași și duceam medici și medicamente. Așa că s-a prelungit povestea asta. În București, ca și în alte orașe de pe întinsul țării, oamenii muncii întâmpină cu multă dragoste și entuziasm sărbătoarea zburătorilor patriei. Mulți dintre cei ce luptaseră pe front însă se aflau într-o lume paralelă și trăiau o altă realitate, o altă istorie. Doamnele din Escadrila Albă, de pildă, erau urmărite și anchetate de securitate, târâte în procese nedrept. În urma unui asemenea proces, Nadia Russo fusese condamnată la 6 ani de închisoare. După 6 ani de detenție, când Nadia a fost trimisă în Bărăgan, în domiciliu obligator, imediat, în primele zile, m-am și dus să o vizitez.
acolo, când m-am dus, fusese o văr al ei și dusese cele necesare, dar coliba era cu pământ pe jos, avea un mic teren în față și cum ea era foarte întreprinzătoare, s-a apucat și a lucrat acest pământ, cu timpul a pus semințe de floarea soarelui, a pus ceva de legume, și semințe de legume, și în felul ăsta s-a gospodărit așa. Măreția și frumusețea înălțimilor a tras în aviație un însemnat număr de femei. Tinerele aviatoare pornesc într-un interesant joc aviatic, vânătoarea de balonașe. Și la mine am avut de cazuri. Întâi a fost o perchiziție, nu știu de ce căutau arme. Urmă a fost un securist care m-a scăit nopțile, mai multe nopți, cu tot felul de amenințări, că asupra mea va pasă o pedeapsă grea care ar fi de 7 ani cel puțin, dar eu nu înțelegeam ce urmărește și de ce mă tot amenință. Și mi-a spus să nu spun nimănui, să nu povestesc de aceste întrevederi între noi, că altfel nu știu ce mi se întâmplă. Și atunci am prins curaj și, deși o noapte înainte m-a băgat mâinile în gât aici, am crezut că vrea să mă strângă de gând, și m-am intimidat în felul ăsta. Și atunci am avut curajul și când mi-a spus că trebuie să îl aștept într-un colț de stradă acolo, nu m-am dus. A doua oară m-am dus tot mereu însoțită de cineva, că atunci nu avea, și am văzut că n-avea curajul când eram însoțită, să, cu toate amenințările care le-a făcut. Și așa, până la urmă, a trebuit să renunțe. Deși l-am întâlnit după vreun an și m-a amenințat și atunci. Și a zis, n-ai să scapi. Da. Poporul care a dat lumii pe Vuia, pe Vlaicu și Coandă, care a crescut eroi ca Zorileanu, Bănciulescu și Dărjan, știe să-și cinstească și să-și prețuiască zburătorii. În anul 1967, Mariana Drăgescu este pensionată din postul de secretară la Policlinica CFR București. Din când în când ieșea la Băneasa, la câte un meeting aviatic, și acolo se topea anonimă printre miile de spectatori, retrăind miracolul zborului. Bine cunoscute. Avioane de construcție românească din dotarea aviației utilitare, ramură creată în anii socialismului. Paginile jurnalelor de bord ale acestor aparate cu insemnele crucii roșii au valoare de poem, poem despre umanism. La aproape 70 de ani, împăcată cu gândul că escadrila albă s-a șters din memoria tuturor, i se deschide o nouă poartă. Primește titlul de membru de onoare al Federației Femeilor Pilot din Europa și este desemnată pionier al Asociației Precursorilor și Vechilor Aviatori din Franța. Astfel, reintră în elita mondială a aviatorilor celebri, fiind invitată de onoare anual la reuniunile acestora din marile capitale și orașe ale Europei. După ani și ani trăiți în uitare, Mariana Drăgescu prinde iarăși aripi și își face în continuare cu modestie datoria.
O duminică din vara primului an al renașterii noastre, în libertate, democrație, demnitate. O zi cu flori ce se răsfață în soare și în inimile tuturor celor ce năzuiesc spre zările albastre, unii înălțându-se către ele cu gândul, alții străbătându-le în faptul viu al zborului. Deci, miting aviatic la Băneasa. Reîntâlnire atât de mult așteptată și dorită cu aviația militară. Împrejurare fericită pentru ca, în sfârșit, santinelele cerului nostru să raporteze măriei sale țara, nimănui altcuiva, cum își fac datoria. Datoria de patrioți în sensul cel mai profund al cuvântului, așa cum au înțeles-o predecesorii lor, cei din primul și din al doilea război mondial, așa cum au înțeles-o veterani. Altele erau tipurile de aparate pe care le zburau cu ani în urmă, dar ei se recunosc în profilul interior al celor de la manșele aeronavelor din actuala dotare. Aviatorii numesc aterizarea venire acasă. Bun venit, fraților! Fie ca mereu și mereu să vă reîntoarceți acasă! În casa ei au fost bineveniți an de an membrii celebrii formații aeriene. Din păcate, mereu mai puțin. Astăzi au mai rămas alături de gazdă Stella Huțanu și comandorul Traian Demetrescu, fostul comandant. Și astăzi te simți mai bine? Astăzi te simți mai bine? Mai bine, măi. Are 37. Tot vreau să văd dacă se persiste temperatura asta de 37, e prost. Hai, lasă că de subfebril. Scuză-mă indiscreția, ce vârstă ai tu acum? Eu acum? Da. 88. Înseamnă. Tu cât ai trecut de 80? 81. Sănătate, eu nu zic ani mulți, sănătate. Da, să zicem mersi că am trecut de 80, eu așa zic. Da, e un prag așa, dacă treci de ăsta, să zici, să vede că... Bine că am trăit atâta, pe cuvântul meu. Tu erai un copil, părăguză. Poftim? Tu erai un copil, părăguză. Păi nu sunt eu. Și Eliza. A, da. Asta s-a luat ca învurit. Eu n-am făcut planuriți, dar asta, când m-am dus la frontiera de... Asta o să moară. Asta a învurit. Asta a învurit. Mai două, ultimii mohicani. Atunci aș țin minte, așa că eu acum le mai am și scrise, că nu mai țin minte toate cum a fost, atunci a fost... M-am mirat că au putut să reziste la efortul care erau obligate să-l facă și s-au comportat excepțional față de cum se credea de ceilalți piloți care bărbați. Și eu când mă gândesc bine acum, eu cred că asta este tinerețea. E un rezultat al tinereții. O inconștiență, o dorință de a face fără să bravezi, fără să vrei să fii remarcat. Sau... Era o plăcere. Nu atâta spiritul de aventură, nici poate și ceva din pasiunea zborului, dar datoria a fost cea care ne-a determinat să fim pe pământ. Pentru că ne consideram că ducem o viață de soldat și trebuia să ne facem datoria. Acum, în urmă, am avut eu greutăți, că am vrut să... M-a pus pe cum să spun, pe carnetul acela de... adică talonul de... cum îi zice, veteran de război, m-a trecut plutonier major, de parcă eram din infanterie. Și așa, băi, măcar puneți un gradul civil care l-am pe cartea de muncă, ofițer aviator. Și pentru faptul că vreau ca, în cazul, când plec, cum spuneam, dus în altă escadrilă, să am dreptul la o... noi ne incinerăm toți divagii. Să am dreptul la o nișă acolo, la Ghencea.
Și acolo zice că numai ofițeri au dreptul. Și de asta vreau să am titlul ceva cu ofițer, ca să pot să... Vreau să fiu acolo lângă Dan Scurtu, colegul meu de front, decorat cu Mihai Piteazu, și care și soția lui îmi spunea, zice, și ea va avea dreptul să fie acolo la noi. Și zice, e bine, zice, să vii și tu, să fii cu noi împreună. Dar nu s-a rezolvat chestiunea. Noi sperăm că se va rezolva. Deocamdată, credem că doamnei Mariana Drăgescu doar amintirile îi sunt mereu aproape. Transportul răniților mai gravi din toate armele se efectuează pe calea aerului de către grupul de transport aerian și de escadrilele sanitare. Medicii din aeronautica noastră conduc aceste operațiuni și dau răniților toate îngrijirile.